cred că Neti va fi foarte invidioasă. Nu? Nu, că Neti mă iubește. Mă lansez, uite, Neti. Ar trebui să începem cu gemeni, pentru că e despre ei mereu și e și iunie, dar să zicem, trecem la berbec. Sunt posibile întâlniri și discuții interesante, dar și călătoriile pe distanțe scurte pentru a-ți rezolva diverse chestiuni personale. În plan domestic se conturează o etapă nouă. Berbecilor întotdeauna le iese, că sunt super încăpățânați. Taur. Cheltuielile reprezintă o temă importantă pe tot parcursul lunii iunie. Veniturile tale cresc suficient încât să-ți permiți atât mofturi personale, cât și să dăruiești celor dragi câte un mic cadou. A doua parte a lunii evidențiază relațiile cu anturajul apropiat, dar și călătoriile pe distanțe scurte. Și berbecii și taurii călătorii pe distanțe scurte. Mamaia, vama veche, București. Gemeni, să vedem! E o perioadă foarte bună pentru tine, sunt șanse de înnoire pe toate planurile, de aceea lasă totul deoparte și ocupă-te mai mult de tine și de treburile tale personale. Începe prin a-ți îngriji sănătatea, a schimba ceva în personalitatea ta, niciodată un geam nu va schimba nimic în personalitățile lui, care mai multe, sau în felul în care te aranjezi. Asta, da. Veniturile încep să crească din a doua parte a lunii. Putem sări la finalul lunii? Rac. Gândește-te pe îndelete la situațiile și relațiile în care ești implicat. Evită eforturile fizice și psihice mari și de asemenea spațiile închise și aglomerate. Se pot activa afecțiuni ereditare sau altele dobândite undeva, cândva. Este bine să-ți îngrijești sănătatea, măi racule măi, urmând sfaturile unor specialiști. A doua parte a lunii aduce energia astrală benefică, astfel că te vei simți mai bine. În plan profesional se tot închide etape, dar se face loc și curățenie pentru altceva. Cine știe? Leu. Este o perioadă care evidențiază segmentul profesional, în speță proiectele socio-profesionale. Ești foarte bine susținut de prieteni și de unele persoane din mediul de muncă. Se deschide o etapă favorabilă dezvoltării unor idei profesionale vechi sau pot apărea altele de mare anvergură. Pentru lei sună bine. Cred că au împrumutat de la noi gemenii. Fecioară. În prima parte a lunii se întrezăresc demersuri profesionale, discuții cu șefii, colegii și colaboratorii. Ești susținut în proiectele tale de oameni de bună calitate, astfel încât ar fi bine să-ți expui ideile cu claritate și răbdare. Mă, că fecioarele au super răbdare, nu? Și sunt foarte clare și echilibrate ele așa. Balanță. Cultivă gândirea pozitivă și dialogurile armonioase. Călătoriile pe distanțe scurte pot fi frecvente, fie pentru a face vizite la rude și prieteni, fie pentru a-ți rezolva diverse chestiuni personale și profesionale. La locul de muncă apar situații controversate. Ai grijă însă să nu te supra-soliciți pentru că există riscul de a obosi. Scorpion, luna aduce cheltuieli când te aștepți mai puțin, de aceea fii prudent și alcătuiește-ți o listă de priorități. Cheltuiește și consumă strictul necesar pentru că veniturile tale fluctuează sau chiar se diminuează pe parcursul lunii. De asemenea, au succes planurile de călătorii îndepărtate sau cele care vizează abordarea unui program de instruire personală și profesională. În sfârșit, scorpionii călătoresc pe distanțe lungi și nu pe distanțe scurte. Go! Enjoy! Săgetător, relațiile parteneriale sunt foarte animate pe tot parcursul lunii. Sunt posibile reconfigurări ale relației cu partenerul de viață. În sensul că veți putea stabili de comun acord fie activități recreative, fie planuri de investiții și afaceri. Cu partenerul de viață, mai puține afaceri, zic. Pe de altă parte, poți primi oferte tentante de colaborare în segmentul profesional. Iată, asta e de bine. Capricorn. Ai multe și mărunte de realizat la serviciu, iar forfota profesională te va duce până la urmă la oboseală accentuată și chiar la probleme de sănătate mici. Colegii te vor solicita să le ții locul sau să te implice și în treburile lor. A doua parte a lunii aduce oferte noi de colaborare sau reconfigurări radicale în cele deja existente. Deci pare că sfârșitul lunii iunie, de prin 15 iunie încolo, e cu schimbări pentru toate zodiile, inclusiv la gemeni.
Vărsător, dorința de a petrece mai mult timp alături de persoana iubită sau de copii este la cote înalte și ușor de îndeplinit. Este o perioadă bună de a lămuri neplăceri vechi și de a alcătui planuri noi pentru petrecerea timpului liber împreună cu cei dragi. La serviciul este forfotă, astfel că vei fi nevoit uneori să lucrezi ore suplimentare, nu în iunie, când ne luăm concedii. Ai grijă să nu te lași păcălit. Pești. Petrece mai mult timp acasă, alături de membrii familiei și de rude, mai ales în prima parte a lunii. Este o perioadă favorabilă activităților gospodărești, facem curat, și planurilor de anvergură împreună cu cei dragi. Dialogurile cu ceilalți îți aduc lămuriri pentru situațiile în care ești implicat, dar și soluții deosebite pentru a-ți rezolva problemele. Hai mă, cum o fi așa o fi să avem o lună de poveste, că iată a început vara, și să nu uităm că până la urmă gemenii conduc zodiacul ăsta. Dar fără vibrația zilei, Neti, nu cred că m-am descurcat bine.